Bine ați venit în Comuna Piscul Vechi, județul Dolj. Mă numesc David Gianni Mihăiță, practic sportul columbofil din anul 2020. Particip la clubul Poiana Mare. Cresc porumbei din anul 2020. Prefer categoriile de viteză, demi fond și fond. Mai mult fond, la această categorie se pretează cel mai bine porumbeii mei. Acesta este primul meu rezultat la nivel național, de către puiul cu seria 013-5080 de 23. Este un mascul. El s-a pretat cel mai bine la categoriile de fond și la viteză a venit destul de bine pe crescătoria mea. Are cel puțin 6-7 locuri de 1 pe crescătorie, atât el cât și sora lui. Ei erau porumbeii mei de echipă, să zic așa. Este un rezultat motivabil pentru anul următor. Cred că o să îl și zbor în continuare și o să cer o performanță mai mult, să fim și anul următor tot în podiumul național. Încep sezonul de pui cu un lot de 30, atât la pui cât și la maturi. Porumbeii sunt jucați la categoria natural, la metoda natural. Înainte de începerea sezonului pregătesc porumbeii cu 3-4 antrenamente. Aceștia primesc mâncare la sac înainte de începerea sezonului cu 2 săptămâni. Cu toate că acest porumbel a venit mereu primul pe crescătorie și la etapele de viteză, demifond și nu a fost punctat atât de bine în clasament din cauza zonei, sunt puțin dezavantajat. Acest pui a reușit să obțină la primul fond locul 4 din peste 4.000 de porumbei. Am obținut tot la aceeași etapă un locul 3 la crescător. La al doilea fond a reușit să obțină locul 15 din peste 1600 de porumbei. La al treilea fond a reușit să obțină locul 9 din peste 600 de porumbei. Prima etapă, să zic așa, a fost o etapă nu foarte dificilă, dar cu o căldură destul de dezavantajabilă pentru porumbei. A doua etapă a fost o etapă puțin mai dificilă, să spunem așa, am avut și ploaie pe traseu, n-au intrat porumbei toți în prima zi, au intrat doar o mică parte, sosirile au fost multe a doua zi de dimineață. La a treia etapă de fond, eu fiind plecat din țară, emoțiile au fost foarte mari și urmăream clasamentul live să văd când urmează să apară și porumbelul meu. Acesta a ocupat locul 9 la al treilea fond. O etapă foarte dificilă. Puii din anul 2023 au fost concurați din același compartiment ambele sexe. Cu toate că au fost mari de vârstă, nu s-au împerecheat între ei. După prima etapă de fond, am considerat că trebuie să-l împerechez pe primul cu cel mai bun punctaj. A plecat la a doua etapă de fond cu poziție de ouă. Totuși s-a văzut motivația lui pentru cuib. A sosit puțin mai bine așa față de prima. A fost un locul 1 pe zona 2 și locul 15 pe toată lansarea. La a treia etapă de fond puiul a mers tot pe poziție de cuib și totuși s-a văzut motivația, a venit la fel de bine, a arătat că poate. Este un pui de maraton. Cred că și în anii următori va face un rezultat bun, va fi tot acolo în top, sper național, dacă se poate. Pregătirea puiilor din acest sezon au fost așa, două antrenamente la 15 km din același loc, după care a urmat un antrenament mai dificil așa pentru ei, deoarece îi zbor până la sfârșitul sezonului și a fost un antrenament de 100 de km individual, unul câte unul.
După care puii merg împreună cu asociația, la antrenamentele cu asociația. Încep după prima etapă de concurs, când sosesc puii acasă, sunt așteptați cu apă curată. Între etape fac în jur de două antrenamente, depinde cât de bine zboară puii în jurul crescătoriei. Etapele obișnuiesc să le zbor pe toate. Înainte de primul fond sar acea etapă și îi pregătesc eu personal foarte bine. Consider că au nevoie și de o mică odihnă, nu să-i duc la etapă înainte de fond. Consider că pot să-i pregătesc mai bine eu decât acea etapă. Ca și tratamente, în timpul acestui sezon am folosit, după a treia etapă, le-am dat de tricomonoză. Următoarea săptămână am folosit de coccidioză. Încerc să nu folosesc foarte multe tratamente porumbeilor, atât la pui cât și la maturi, să zboare mai fără tratamente, deoarece dacă o să folosesc electroliți sau alte recuperări de la prima etapă de viteză, o să fie mai greu pentru etapele de fond pe care le joc și trebuie să facă rezultate. Atunci nu aș avea ce să le mai dau în plus dacă o folosesc de la etapele de viteză. Când sosesc porumbei de la prima etapă de fond, sunt așteptați cu electrolit în apă. A doua zi primesc vitamine. Nu obișnuiesc să eliberez porumbei a doua zi după concurs, că e de viteză, că e de fond, de orice ar fi, nu zboară afară, se odihnesc a doua zi după concurs, după care îi voi lăsa să zboare în jurul crescătoriei. Depinde cât de bine zboară, dacă nu-mi place cum se comportă și cum zboară, o să îi duc la antrenament. Dacă porumbeii zboară foarte bine în jurul crescătoriei, nu fac antrenamente. Ca și calități la mână, îmi plac porumbeii de talie medie, cu o aripă foarte puternică și foarte bine aerisită, cu o musculatură moale. Îmi plac să fie un porumbel care să-și apere teritoriul, să fie un porumbel care se motivează bine. Reproduc anual în jur de 50 de pui, o serie din zburători, câte un pui la cuib, din matcă două serii. În toamnă, dacă doresc să opresc ceva pentru compartimentul de reproducție, o să îi împerechez cum mă interesează pe mine și îmi opresc câte un pui din ei. Puii sunt concurați tot sezonul, toate etapele din planul de zbor cu puii. Îi selectez la mână după ce zboară afară 2-3 săptămâni, până ajung la numărul de 30-35 de pui. Aceștia nu primesc foarte multe tratamente, trebuie să se imunizeze, să-și păstreze starea de sănătate. Pentru mine, puii să rămână pentru sezonul următor, trebuie să participe la toate etapele din cadrul asociației cu pui, trebuie să aibă câteva etape în primii porumbei pe crescătorie, chiar dacă fac sau nu un rezultat la nivel de club, județ sau altceva, aceștia trebuie să își păstreze starea de sănătate foarte bine, îi observ de acasă, de la antrenamentul în jurul crescătoriei, dacă poate sau nu să meargă la etapa următoare, dacă încerc și îl continui cu el și îl văd că nu vine bine sau să vină măcar în primii porumbei pe crescătorie, îl elimin și pe el și vrat și tot ce este.
pentru că nu este un porumbel de viitor, dacă dă semne de slăbiciune sau este un porumbel mai bolnăvicios, așa să zic, îi elimin. Porumbeii, în general, trebuie să fie niște porumbei care să fie imunizați, să aibă o imunizație puternică. Porumbei care nici nu au o imunitate foarte bună, în general, chiar dacă este pe pașii de a face un rezultat foarte bun și atunci îl atinge un fel de boală, nu mai, cu siguranță nu poate să ducă până la capăt lupta și să încheie rezultatul care trebuie făcut, și de aceea porumbei sunt eliminați dacă dă semne de slăbiciune. Dețin în compartimentul de reproducție în un număr de 7-8 perechi. Aduc porumbei să fie, cum îmi plac mie, cu o aripă foarte bine aerisită și cu musculatură elastică. Porumbei de talie medie îmi plac cel mai mult și am porumbei în compartimentul de reproducție de la colegii de club, majoritatea din aceeași zonă cu mine. Consider că acești porumbei sunt porumbei care pot să domine distanțele pe care le zburăm. Niciodată nu cumpăr porumbei din altă zonă, de exemplu, de pe o rută mai ușoară. La noi este ceva mai dificil, suntem cam ultimii și de aceea obișnuiesc să achiziționez porumbei de la colegii din zonă cu mine. Cu porumbei de matcă nu am prea multă răbdare, reproduc din ei, din porumbei care sunt introduși recent, reproduc cu două femele. Trebuie să se vadă asta de la pui, de la concursurile cu pui din toamnă, trebuie măcar să fie, nu tot timpul să fie primii pe crescătorie, dar să fie în primii 5 porumbei pe crescătorie. Dacă nu este așa și nu vin foarte bine pe crescătorie și nu-l mai țin pentru următorul an, nu-l mai încerc, de asta și cer în același an cu două femele. Folosesc consanguinizarea doar atunci când consider că un zburător este foarte bun pentru mine și este nevoie de un reprodus din el pentru compartimentul de reproducție. Îl împerechez cu o rudă de-a lui. Pentru compartimentul de zbor folosesc încrucișarea. Aceștia sunt folosiți la încrucișare pentru că nu practic să zbor consanguinitatea. Consider pentru mine că sunt niște porumbei mai bolnăvicioși, îi ating foarte repede bolile și prefer să merg pe metoda încrucișării. Deși sunt la început de drum, dețin o volieră modestă, este orientată cu fața către soare. Poate că nu este perfectă din toate standardele, dar dacă de aici reușesc să facă performanță și porumbeii își țin forma foarte bine și din ea reușesc să facă rezultate, eu consider că asta este voliera perfectă pentru mine. Vă prezint femela cu seria 0163473. Ea este soră bună cu campionul meu de anul acesta. Este locul 27 județean, 35 național. Este o femelă de talie medie, cu o musculatură foarte elastică și cu o aripă foarte puternică. Ea, începând de la primul fund, a sosit a doua, imediat după fratele ei. Al doilea fond are sosire dimineața a doua zi. Al treilea fond, fiind cel mai greu, la fel, s-a constatat cei mai buni porumbei pe crescătoria mea. Este sosită imediat după fratele ei.
Are două sosiri după acesta, la etapele de fond. A reușit să încheie în urmă cu 195 de puncte. Vă prezint porumbelul cu seria 0135063. El a încheiat în urmă la fond pui cu 200 de puncte. A făcut parte din echipa mea la ultimele două fonduri. Este sosit la al doilea fond imediat după campionul național și la al treilea fond după campionul național și sora lui. Este un porumbel de talie medie spre mare, foarte bine încheiat, cu o musculatură foarte, foarte elastică și sper ca la anul să fie un porumbel de echipă, la fel ca și anul acesta la pui, și să dovedească că poate. Vă prezint porumbelul cu seria 0135051. El este frate de mamă cu mama campionului. Are și o sosire mai reprezentativă așa la fond 2, Antonești. Are o sosire nocturnă la 20-23 de minute. L-am constatat pe ceas la ora 6:57 de minute, pentru că atunci îl văzusem dimineața. El nu a reușit să încheie în urmă la fond pui, pentru că a plecat fără a 10-a pană, cea din vârf, dar a dovedit că este dintr-o familie foarte bună de porumbei și calitatea lor l-a făcut să vină acasă la fel într-un timp foarte scurt, a ratat-o la mustață, să zic așa, și este un porumbel de viitor pentru anul următor. Eu cred că anul viitor la fond și maraton ar trebui să fie următorul performer. Vă prezint porumbelul cu seria 0135080. El este campionul meu de anul acesta, locul 1 județean, locul 1 provincial, locul 1 național, la categoria fond pui. La primul fond derby, Antonești, are locul 4 pe lansare din 4.000 și ceva de porumbei. Este câștigător și la premiul de la derby, are locul 4 pe lansare. Mai am un câștig de premiul locul 3 la crescător, tot la prima etapă. La a doua etapă are locul 15 din aproximativ 1600 de porumbei. La a treia etapă de fond, cea mai grea etapă, are locul 9 din peste 600 de porumbei. Este o pasăre de talie medie, cu o aripă foarte bine aerisită și foarte musculoasă. Are o musculatură foarte elastică. Vă prezint femela cu seria 0163494. Ea are normă la fond pui. Este locul 16 pe club, locul 91 național. A încheiat norma fond pui cu 400 de puncte. Părinții ei sunt primiți cadou. Ea este cea mai mică femelă din lotul meu de zbor din anul acesta de la pui. A fost, să zic așa, ca un fel de probă. Și s-a dovedit că poate. Este un porumbel pentru viitor, pentru anul următor. Eu cred că la anul va fi un porumbel de echipă.